Sau revenit pe acest canal. Astăzi am adus aici o carte foarte interesantă și anume 8 reguli ale iubirii de cei șeti. Cum să o găsești, să o păstrezi și să renunți la ea. Cartea este împărțită în 3 mari capitole. Prima parte este despre solitudine, care include 2 reguli. Prima regulă: permite-ți să fii singur. Și regula a doua, nu-ți ignora karma, adică lecția pe care o ai de învățat din fiecare relație. Partea a doua este despre compatibilitate, unde mai avem încă 3 reguli. Regula 3, definește iubirea înainte să o gândești, să o simți sau să o declari. Regula 4, partenerul tău ție ca un guru, adică învățător, și regula 5, scopul primează, ceea ce înseamnă că trebuie să avem fiecare un scop propriu în viață, iar partenerul ar trebui să ne susțină. Partea a treia este vorba despre vindecare, unde mai avem alte 2 reguli, și anume regula 6, câștigați sau pierdeți împreună, și regula 7, nu lăsa despărțirea să te doboare. Ultima parte a cărții este numită conexiune și are o singură regulă, dar foarte importantă, regula a 8-a, iubește neîncetat. Astăzi îmi doresc să vă citesc câteva mici fragmente din prima regulă, permiteți să fii singur, întrucât mi s-a părut foarte importantă și, cum spune și Jay Shetty, înainte de orice relație, este foarte important să avem o perioadă când suntem singuri, când ne bucurăm de această singurătate, când ne regăsim pe noi, ne cunoaștem mai bine valorile și ceea ce ne dorim pe viitor. Să începem! Care este diferența dintre a plăcea și a iubi? Întreabă un elev. Profesorul îi răspunde: când îți place o floare, o culegi. Când iubești o floare, o uzi în fiecare zi. Dialogul acesta, care e deseori citat, ilustrează una dintre ideile mele preferate pentru iubire. Ne simțim atrași de frumusețe, tânjim după ea și o dorim pentru noi. Aceasta este floarea pe care o culegem și de care ne bucurăm. Însă, asemenea florii rupte, atracția se ofelește în cele din urmă și o aruncăm la gunoi. Atracția, care se transformă în iubire, are nevoie de mai multă îngrijire. Regula 1. Permiteți să fii singur. Cred că suntem cu toții de acord că nimeni nu vrea să fie singur. De fapt, mulți preferă să rămână într-o relație nefericită decât să fie singuri. Dacă dai căutare pe internet după cuvintele "voi găsi vreodată", motorul de căutare îți va spune că principala întrebare pe care o pun oamenii cu privire la viitorul lor este: voi găsi vreodată dragostea? Această întrebare ne arată nesiguranța, teama și anxietatea când vine vorba de singurătate. Și tocmai aceste sentimente ne împiedică să găsim dragostea. În cursul unor studii, cercetătorii de la Universitatea din Toronto au descoperit că atunci când ne este teamă de singurătate, suntem mai predispuși să ne mulțumim cu relații mai puțin satisfăcătoare. Cu alte cuvinte, suntem mai predispuși să devenim dependenți de partenerii noștri și ne este mai greu să ne despărțim de ei, chiar și în cazul în care relația nu ne împlinește. Însă, trebuie să ne folosim de timpul când suntem singuri sau să petrecem timp singuri când suntem și într-o relație, pentru a ne înțelege atât pe noi înșine, cât și plăcerile și valorile noastre. Învățând să ne iubim pe noi înșine, dobândim compasiune, empatie și răbdare. Pe urmă putem folosi aceste calități ca să iubim
pe altcineva. În acest fel, a fi singuri, atenție, nu însingurați, ci confortabili și încrezători în situații în care facem propriile alegeri. Ne urmăm propria cale și reflectăm asupra propriilor trăiri. Este primul pas pentru a ne pregăti să iubim pe alții. Solitudinea este antidotul singurătății. Paul Tillich spunea că limbajul a creat cuvântul singurătate pentru a exprima suferința singurătății și a creat cuvântul solitudine pentru a exprima bucuria de a fi singur. Diferența dintre singurătate și solitudine constă în modul în care percepem timpul pe care îl petrecem singuri și în felul în care îl folosim. Dacă îl percepem drept singurătate, ne vom simți nesiguri pe noi înșine și vom fi predispuși la decizii greșite. Dacă îl percepem drept solitudine, vom fi deschiși și curioși. Prin urmare, solitudinea este fundația pe care ne clădim iubirea. Iată care este calea de la singurătate la solitudine. Început. Singurătate. Etapa întâi, prezență. Etapa a doua, disconfort. Etapa a treia, încrederea în sine și final, solitudine. Vă las pe voi să descoperiți din carte, ai multe detalii despre fiecare etapă și vreau să vă mai spun că Jay are și o multitudine de exerciții în această carte, deci puteți să le folosiți ca exerciții practice. Când cunoaștem mai multe despre noi înșine și despre ceea ce ne place, ne simțim mai în largul nostru în solitudine. Vom fi mai dispuși să ne petrecem vremea făcând ce ne place, fără să avem nevoie de plasa de siguranță pe care ne oferă compania cuiva. Activitățile pe care le alegi și ceea ce dezvăluie ele despre tine îți vor lărgi cunoașterea de sine și te vor ajuta să profiți din plin de timpul petrecut de unul singur. Și iată, una din ideile care mi-a plăcut este: adu-ți aminte că într-o relație partenerul tău nu își va da seama de importanța pe care o au țelurile pentru tine decât în momentul în care vei lucra la ele. Și încă ceva interesant. Solitudinea te ajută să înțelegi că ai o identitate proprie înainte, în timpul sau după fiecare relație, și că îți croiești propriul drum chiar și când te bucuri de companie și de iubire. Este nevoie să ne autoreglăm, să ne liniștim și să ne calmăm singuri, precum și să ne motivăm pe cont propriu. Dacă apelăm mereu la alții să ne ajute să ne gestionăm sentimentele, vom rămâne mai degrabă la stadiul unui copil care este incapabil să se liniștească și să se ajute pe el însuși. E plăcut să simțim iubirea și sprijinul cuiva care ne încurajează și ne spune că totul va fi bine, dar pentru lucrul de care avem cu adevărat nevoie, este un timp petrecut în singurătate pentru a ne da seama cum ne putem îmbunătăți situația. În solitudine, exersăm modul în care ne oferim lucrurile de care avem nevoie înainte să așteptăm să le primim din partea altcuiva. Ești amabil cu tine? Ești sincer cu tine? Ești deschis din punct de vedere emoțional cu tine? Îți oferi sprijin? Nu trebuie să răspunzi acum la aceste întrebări. Cu cât petreci mai mult timp în solitudine, cu atât vei ști cum să răspunzi mai bine la ele. Oamenii stabilesc în bună parte cum să se comporte cu noi în funcție de felul în care noi înșine ne raportăm la propria persoană. Felul în care vorbești despre tine influențează felul în care vor face ceilalți. Felul în care le permiți celorlalți să-ți vorbească întărește ceea ce cred oamenii că meriți. O relație cu altcineva
nu îți va vindeca relația cu tine însuți. Cultura în care trăim ne încurajează adesea să delegăm altora sarcina de a ne cerceta inima. Ne așteptăm ca aceștia să înțeleagă sentimentele noastre când nici măcar noi nu le înțelegem. Ceilalți te pot ajuta, însă dacă tu nu încerci să te înțelegi pe tine, nimeni nu te va înțelege. Când intri într-o relație cu un sine întreg, fără să cauți pe cineva care să te completeze sau care să fie jumătatea ta mai bună, ai șansa să te conectezi și să iubești cu adevărat. Și în final, poate cea mai importantă lecție pe care ne oferă solitudinea este să ne ajute să ne înțelegem propriile neajunsuri, iar acest lucru ne pregătește să iubim o altă persoană cu toată frumusețea și cu toate neajunsurile sale. Acestea au fost câteva idei din prima regulă a cărții și vedeți cât de interesante sunt. Să nu uitați că în carte avem și exerciții practice. Voi mai reveni și cu alte reguli pe parcurs. Vă mulțumesc pentru vizualizare. Ne vedem duminica viitoare de la ora 12 cu alte câteva fragmente din această carte sau din alte cărți interesante. Până atunci, vă doresc numai gânduri bune!